Bă, mi-a crescut tensiunea, e nebunit, deci mi se face rău, vomit acum, să-mi bag picioarele. Dă-te în puii mei cum arată, dă-te în vai de capul meu! Vai de capul meu! Deci vă dau capul de... Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi facem un material ce sunt sigur că o să vă placă. Sincer, și eu îl așteptam de ceva timp pentru simplu fapt că mi-am păstrat entuziasmul și bucuria de a împărtăși cu voi, de a urmări momentele importante prin care al nostru Dorian a trecut până la achiziția mașinii. În materialul de astăzi reacționăm la ultimul clip postat de Dorian referitor la achiziția noii sale mașini. Acestea fiind spuse, ne-am luat cafeluța și îi dăm șpan. Așadar, clipul se numește mi-am luat primul Lamborghini plus l-am ridicat din fabrică. Hai să vedem. Acum au început emoțiile alea. Fraților, se întâmplă. Mai cum arată. Trei, doi, unu. Mi-a dat și lacrimile să lași că-s copil mic. Mamă. Ceva ce nu credeam că o să văd eu în viața asta. Bă, mi-a crescut tensiunea, mă. Hâți cu bună dimineața, fraților, hâți cu momentul ăla mare, hâți cu o emoție pe care nici nu mai știu cum să o contorizez sau cum să o cataloghez, pentru că îmi spunea Cori, bă, dar nu te văd așa excited. Sunt extrem de excited, nu că sunt excited, Jonuțule, ci pe interiorul meu e așa un fel de forfotă din asta, sunt atât de emoționat încât sunt ca și cum blank, sunt un pic decuplat. Din cauza faptului că am foarte multe emoții, Jonuțule, dar vorbeam cu Cori de dimineața la micul dejun și am spus în felul următor, bă, fraților, dacă de dimineață când plecăm spre fabrică, nu vine uru-uru să ne ia și plecăm tot cu o tubă, n-ar fi o problemă, că suntem dubari, suntem obișnuiți, dar experiența trebuie să fie atunci. Corect, să fie Lamborghini, frate, corect. Cum e să te duci cu altceva? Și... Ia de aici, tată. Este modelul nou. Exact cu ăsta au venit să ne ia. L-am întrebat scurt pe doi, pe Mihai, câteva detalii. Este vorba despre modelul nou care are 666 de cai putere, un V8, 4000 biturbo, Jonuțule. De fus să cred că oamenii s-au gândit până aici și că s-a putut să se aducă un Lamborghini Urus Khaki pentru că am eu GLE-ul Khaki. Asta este de la Doamne, Doamne al nostru. Adevărat. Una ne iubește și are grijă de noi să trăim cele mai frumoase momente, Jonuțule. Așa că voilà, de vezi, dita mai Lamborghini Urusul. Hai să-i dăm și o tură, Jonuțule. Ca o paranteză, nu sunt neapărat fan al SUV-urilor, supercaruri. Acum, știi, la început mi s-au părut foarte interesante că erau altceva. Dar acum, stând și analizând, sunt niște struțocămile. Da, ursul, cel puțin în zona la noi, zici că e toareg în p***. Înainte de a ne urca în el, îi spuneam lui Cori că cred că este una dintre puținele culori mate care îmi place de mor, fraților. Deci arată senzațional culoarea. Jante pe 22 este modelul nou de la jante ăla care respectă hexagoanele astea interioare. Le-am văzut și pe Huracan. Nu pot să zic că m-am topit neapărat după ele, Jonuțule. Pachet din fibră de carbon, mamă. Ești o mașină. În calar tata să-l mănânce. El este fain configurată. Plecăm astăzi spre fabrica Lamborghini, Jonuțule. Avem așa turul muzeului, avem dezvelirea care este momentul apoteotic, după care mergem la Lamborghini Store și în... Și dai seama cât de tare e ideea să-ți creezi o experiență în care să vezi muzeul Lamborghini, să te pună în lume, să te pună într-un context, după care să-ți livreze mașina, după care să te duci la store. Deci mi-a dat o capăt, e genial. Mi se pare foarte tare că Dorian a ales să împărtășească cu noi asta. Pentru că până la urmă e un exercițiu și de vizualizare pentru noi și ne motivează să ne dorim și noi să pășim pe cărarea descoperită de Dorian, că din punctul meu de vedere nu am mai văzut un influencer la noi în țară care să-și achiziționeze un supercar nou din fabrică. Nu ne mai lungim, hai să plecăm către un vis împlinit. Bum! E Mihăiță aici cu noi și știe foarte bine ce fac ăștia. Dacă ne mai plimbă 10 minute cu urusul ăsta, comandăm și unul rusesc nebun la cap. M-a urcat în el. Deci primul lucru pe care trebuie să vi-l spun, în comparație cu orice urus cu care am mers până acum, eu n-am mai văzut până acum full Alcantara, fraților. Deci Alcantara și pe cutieră și pe bord. Nu sunt eu neapărat fan al acestei cusături, dar mă gândesc că cu o cusătură albă pe aici ce provocai, Doamne Dumnezeule. Da, ce să vă mai zic, acum au început emoțiile alea, tank rău de tot. Gata, lăsați-mă să tremur aici singur. Fraților, Doamne, cât de ce bucurie are în el să-mi bag picioarele. Deci este
Molipsitoare, jur, deci e molipsitoare bucuria lui. Avem intrarea, avem recepția, ne așteaptă domnul Guido. Doamne, deci l-am terminat arată. Pe domnul Guido, mâncați aici noi o dată la două secunde, stai așa să filmăm, stai așa să filmăm. Omul nu mai înțelege nimic, ne-au deschis ușile în fața hotelului la mașină de vreo 4 ori să ne urcăm în ele, dar noi filmam și ne vârteam pe lângă mașină, ați înțeles, da? Acolo sus este un showroom cu, sau o fi chiar muzeul ăsta, dar nu că nu. Sunt toate modelele noi, încă un Urus Kaki acolo, Gazonescu tăiat la milimetru. Ce, doamne, iartă-mă să vă mai zic, mă? Hai mă înăuntru că nu mai pot, hai! Măcar era probabilitatea să intri în recepția Lamborghini și să te aștepte o doamnă româncă, mă, ne-a zis bine ați venit? Mare, frate! Referitor la asta, când am fost la Aston Martin, băi, frate, era plin de români. Deci la un moment dat treceam prin fabrică, când am văzut fabrica Aston Martin și ne-au auzit că vorbim în românește și au venit la noi niște doamne, că bine ați venit, că și noi suntem din România. Asta mi se pare tare, vezi? Ah, încă o chestie foarte tare, când am fost la Cupa Ligier. Postasem pe Instagram că am fost la Ligier, că sunt la campionatul Ligier și au venit băieți care merg tot sezonul mecanici în campionatul mondial de GT. Ceea ce mi se pare extraordinar că avem valori. Mă, poate doamna a făcut un efort, este de origine italiană și a învățat un bine ați venit ca să ne poftească pe noi. Dar am văzut că doamna a continuat în română, genunțule. Sărut mâna și bine v-am găsit. Bine ați venit. Încă ce tare. Dacă și la reprezentanța Lamborghini este un român care lucrează acolo, eu mă simt mândru. Băi, tare, frate. Deci, genunțule, să înțepenească Jacksona, ne-am plimbat, le-am văzut pe toate. Am fost pe linia de producție de la Huracan, am fost pe linia... Apropo, referitor la asta, nu ai voie să filmezi în fabrică. Mă rog cu asta. O să vă povestesc într-un clip, în perioada următoare, ce am pățit eu la fabrică. Important, dacă îți place ideea acestui clip, te invit să lovești cu încredere butonul de like și, mai important decât asta, dacă mai ai idei despre reacții a unor mașini noi de pe YouTube, de la noi sau de afară, lasă-le în comentarii, în așa fel încât să le avem în vedere în perioada următoare. Am văzut curățenie în fabricile astea, cum n-am văzut, iartă-mă, doamne, că spun adevărul, nici măcar în spitalele din România, și acum domnișoara Alina, care este o drăguță, ne-a deschis această ușă către holul ăsta care arată genial. Te dai un sneak peek să vezi cât de frumos scrie Lamborghini acolo, Jonuțule, și ne pregătim să intrăm, o să intrăm imediat. Stați geara. Deci, Jonuțule, să înțelegească Jacksona, întreg stafful care este în spatele meu și care se va bucura alături de noi la acest reveal. Doamne, să moară Jacksonic! Hai de cap, mă! Arată! Deci fiți atenți, exact ce v-am povestit până acum, așa ați înțeles. Hai de cap, mă! Dumnezeu! Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? E asta o masă făcută dintr-o roată de Lamborghini, cum mi-am făcut eu, fără să știu chestiile astea, mă? Este, mă! Uite cât de frumos scrie aici, la prima, Unveil Your Dream, acolo niște scaune și acolo e mașina, bă, nu vine să deci mi se pare că nu... Doamne, ce experiență! Dă-te-n pui mei, Doriane, cât de tare că împărtășești asta cu noi! Ce se întâmplă? Că stau oamenii ăștia după noi și mă simt un pic ciudat și revenim. Deci, Jonuțule, ăsta se numește tronul, scaunul tron, pe care domnișoara Alina m-a invitat pe mine să mă așez. Acum ne așezăm toți aici, de-a stânga și de-a dreapta mea, se așează toți cei din staff. Și bănuiesc că se va întâmpla reveal-ul. O să stăm în rec și pe mine, și pe mașină, și pe ciofii, fraților, nu știu, că sunt și că m-am pus să stau aici acum și stau așa ca un copil mic. Gata, culegem tot ce putem culege, o să-i rugăm să ne facă de 2-3 ori reveal-ul pentru a putea pune și pe Instagram și peste tot. Cert este că prima oară mașina se va dezveli aici, pe vlogul nostru românesc, 100%, fraților. Iar aici, în dreapta, o să stea tare, frate. Și hai să vedem ce se întâmplă. Mamă, ce emoție. Dă-te-n puii mei. Sai de capul meu, frate, cât de tare că împărtășește asta cu noi. Mă, deci nu mai pot. Mi-e pielea de găină aici, nebun. Am un film privat la care primesc cadou și o mașină. Ce crezi, am plătit-o. Bă, mi-a crescut tensiunea, ai nebunii, deci mi se face rău, vomit acum, să-mi bag picioarele. Și da, Dorian, pentru că și-a achiziționat mașina nouă, nu o să aibă surprize precum ți le voi prezenta în cele ce urmează. Am primit o serie de șasiu de la un urmăritor vrum vrum vlog ce-și căuta un CLS. Fiți atenți, mare manevră ce am găsit despre ea. Până aici, ok, am văzut că are două atenționări referitoare la kilometraj și la un accident, dar, ok, mașina a fost înmatriculată în Franța, după care a venit în România în 2021. Nimic impresionant până aici. Ce credeți că s-a întâmplat în 2021?
2022, mașina de la 229.000 de kilometri a venit cu 120.000. Băi, frate, deci mașina e din 2018. Dacă e din 2018 și zici că are 220.000, și a noastră e din 2018 și are 60.000. Deci dacă îi zici că are 120.000 de kilometri, poți să crezi asta. Deci da, a fost dat kilometrajul înapoi, în așa fel încât să se poată vinde la un preț mai bun. Mamă, dar tu îți imaginezi că din 2018 până în 2022 mașina a făcut 230.000 de kilometri și acum vine lovitura în 2022 a patra, între 100 și 200.000 de lei daună. Impresionantă este că mașina arată ok. Doar că, da, din păcate are un istoric ce clar m-a făcut să-i spun, bro, treci peste, mai caută. Important, dacă îți dorești să nu te lovești cu experiențe de acest gen, să-ți cumperi o mașină și tu să ai impresia că ai făcut o alegere extraordinară, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport cal vertical și poți să folosești codul VROOM pentru aceeași reducere de 20%, în așa fel încât să ferești țepar de genul ăsta. Acestea fiind spuse, revenim la clipul lui Dorian. Dă-te în puii mei cum arată, dă-te în bai de capul meu. Bă, mi s-a ridicat părul în cap, sunteți nebun la cap, nu cred așa ceva. Vai de capul meu. Vai să... Doamne... Doamne, cât de mișto e configurată! Neagră! Ești nebun, bă! Când am văzut că apucă, aia am rămas șoc! Wow. Gata, fraților, acum puteți să ne ridicăm. May I stand up? Yes! And see it? Congratulations! Thank you very much, thank you very much! Wow! Wow, Jonusule! Hai să vedem că nu mă stai să-mi las ochelarii, stai să-mi las toate porcările! Doamne, nu vine să crezi, fraților, deci știi cum? Acum m-am întors în timp la toate reveal-urile noastre de la Custom Tuning care n-au nicio legătură cu ce se întâmplă aici, Cosmin. Te pup, abia aștept să o dezvelim pe asta și la noi la garaj. Hai de capul meu, nu vine să cred! Wow! Nu știu la ce să mă uit prima oară aici, de bă, că mi-am dat și... Bă, frate... La ce să mă uit așa, parcă nu știu să o ating, să nu o ating... Doamne, cum arată! Vai, bine să vezi albul, uite-te cum se vede tot albul! Uite-o cum este, squeaky, squeaky, bă, fraților, acum este și momentul pe care sunt absolut sigur că mulți dintre voi l-ați așteptat să vedeți cum încap până ea și o să vă arăt cum încap. Încap, bro! Vai de viața mea! Mamă, mamă! Ia uite-l cantaluța mea pe aici, am încăvărtata! Ia uite cu săturica mea albă! Doamne! Mamă, John, vedeți mă că încap în ea, mă? Ia uite, uite, sunt sub tetiel aici, la nivel aici! Tot ce trebuie, important e să încap! Vai de viața mea, stai așa să-mi fac eu volanul direct pe setarea mea! Ia uite-l, ia uite-l! Ăsta e volan de gangster! Țineți minte volanul întotdeauna în spate și la maxim în jos! Asta a băgat-o, Dorian! Forțat-o! E o chestie așa, știi cum zic, adică am așteptat. Deci nu uitați, jantele vor fi direct negru lucios la asortet, dar modelul ăsta nu se găsea decât pe griji, n-am vrut să renunț la el, fraților. Pachetul cu black chrome, pachetul cu toate nebunile, vreau să desfacem și bă, ăla, suportul ăla de suc, mă, să-l văd și eu, că n-ai mai să-l pieptăne. Fai de capul meu. Vreau să vă spun un lucru, știam că o să simt asta, în continuare n-o simt a mea, mă, știi de ce? Pentru că e toată treaba asta oficială, cu magazinul ăsta, cu toate astea, eu trebuie să văd la mine la domnești, mă, mâncă. Genial asta, eu zic, eu zic. Nu mi-a să cred, obiectiv vorbind, asta e prima mașină nou, nouță, 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 pe care o cumpăr direct din reprezentanță comandată de mine. Că și GL-ul a fost nou, da? A fost nou, dar nu a fost configurat, era deja pe stoc. Mamă, cum arată, boss, nu mă satur de aici, nebun. Doamne, cât de mișto e configurată. Înțelegeți? Tot pachetul Black Chrome, am pus absolut tot ce se putea pune pe ea, fraților. Diferența care este? În mod normal, căcănițele astea trebuie să fie argintii, da? E, noi le avem black, că asta înseamnă nu să pui opțiuni, uite. Am și brichetă, bă, nu vine să cred. Uite bricheta acolo, că am vrut să iau cheia. Uite și cheia, ca să nu credeți că suntem ipocriți. Uitați și urâțenia de cheie. În continuare mențin poziția, iubesc mașina asta, dar cheia asta are ceva wrong. Fai de capul meu. Ia, stai. Unde e, mă? Uite-l, mă. Uite-l, mă. Vezi, mă, dracu ăsta? Ăsta. Se cumpără. You know what I mean? Nu mai vai configurați mașini chele, fraților. Ia să vă mușu câte torpedouă la mașina asta, că nu l-am deschis niciodată. A, e? E, pe acolo, în spate.
Doamne, cum arată. Oricum, stați liniștiți, că știți ce facem acum, nu? Can I start the engine? Yes. Yes. Stai așa, să-i dăm turul complet, să o vedem toată, Jonuțule. Fai de viața mea, mâncau tata. Frânele ceramice, nu ne batem joc. Versiunea 4x4 vine cu frânele ceramice din echiparea standard, fraților. Deci nu există. Uite talon tu aici. Uite tu talon aici, două degete, mă încă la talon. Iarăși avem un... Gata, a terminat cu asta. Praguri, lip și avem toate celelalte piese, Jonuțule, pentru că mi se părea stupid. Dacă poți să le iei din fabrică, să stai să demontezi mașina după și să le vopsești, dacă ai opțiunea, cumpără-o, alcantara pe bord, cusătură albă. Acum sunt foarte curios ce o să facă cu ea, pentru că acum cum e configurată, acum este simplă, neagră, cu interior frumos, cu alb. Ridicăm ăsta frumos. 3, 2, 1. Vai. Nice. N-ai nevoie de mai mult. E cald, o lăsăm să coboare un pic. Nu o să ne batem joc, că suntem într-o reprezentanță, fraților. Dar trebuie un pic așa să o ciupim. Să auzim și noi ce poate să o ciupim. Asta, mă. Fericirea mea la motor s-a încheiat cu un super mesaj din partea celor din echipă care mi-au spus dacă se poate, Dorian, să oprim motorul pentru că avem aici, știi tu, niște detectoare de fum și o să vină pompierii și nu știu ce. Și a fost exact așa, am făcut rum, odată și l-am închis, Jonuțule, ca să ne trezim cu pompierii. După ce am ciocnit, Jonuțule, am observat ceva ce nu credeam că o să văd eu în viața asta. Deci, în primul rând, se sărbătoresc 60 de ani de Lamborghini, Jonuțule. Și în acesta, al 60-lea an, s-a nimerit și fratele Popa să-și ia și el o căruță, Jonuțule. Cheița, vedeți că nu mă despart de ea. Îmi pare rău că n-am venit cu brelocul, dar m-am gândit, zic, bă, ce fac? Vin cu brelocul și le luar, las oamenilor ăstora brelocul să-mi aducă mașina în țară cu brelocul, zic, hai mă, să nu fiu prea cheesy. Așa că aici se termină partea de experiență pentru canalul nostru, Jonuțule. Mă mai bucur. Genial. Un pic de ea, facem și reel, facem și Insta stories, facem tot ce trebuie și revenim. Jonuțule, domnul este cel care s-a ocupat de tot anvilul sau reveal-ul, cum vreți voi să-i spuneți. Aici am și cutiuța cu cheile, bine, este un pic... Acum stând să... că nu-l urmăresc foarte des pe Dorian. Dar observ foarte mult din comportamentul lui la alți creatori de conținut. Bine, este un pic muștruluită pentru că am filmat un reel de toată frumusețea, Jonuțule. Înmânarea acestei chei o va face Mihai la noi, acasă, în Românica. Până acolo, le lăsăm aici. Ia uite, iară Mihai, să stea bine, să fie în siguranță. Am păstrat și eu una, să știți și de mult, să mă joc și eu cu ea. Și mai sunt surprize. Nu știu ce este de făcut, dar îl așteptăm pe domnul să vină din spate cu alte surprize, fraților, dacă vă vine să credeți. Surpriza cred că e aici, fraților, nu știu. Okay, so something's gonna happen on this side of the Olimpo. Okay. Mamă, cum se vede fabrica, dă-te-n pui mei. Dă-te-n pui mei. Ca să înțelegeți, așa arată fabrica prin care noi am fost deja. Și ce credeți? De aici avem voie să vă arătăm și vouă. Câtuși de puțin se poate. Acolo jos nu se poate filma. Mamă, cum arată! Wow! Genial, fraților. Deci nu, n-am cuvinte pentru experiența asta. Nu mai... Vreau doar să mă bucur de ea și o să vă povestesc și vouă când mă liniștesc acasă, când revin la normalul eu. E un dulcici că mă întreabă dacă vreau să stau jos și am spus nu, că mie îmi place în picioare. Deci după cum am spus, lângă masa, cea de toate zilele, Jonuțule, mai sunt surprize. Okay. I'm ready. So we have a surprise for you, the Huracan Welcome Kit. Wow! That's why we know that our customers love to take care of their cars. Wow, I love to take care of my car. Because this is your car, I don't know if someone else can touch it. Oh my god, this is the best surprise ever, the best present. Ce tare, kit de îngrijire. Oh my god, everything is here. We have the part for the touch screen, the gloves to take care of. Ce tare, mănuși, când umbli cu ea, dă-te-mi pui. Oh my god, they feel so smooth. Just take a look at these. Oh my god, what is this? Yeah, this is the hard piece. So first, adapter USB for all your devices. Whoa! Your devices. So I don't roll with cheap stuff from the gas station. Yes! Okay, the further. That is always the useful. Towel, of course. The most important part. So it is in Alcantara 2. The kit with all the products to take care of your car. Băi, ești nebun. This is cosmetic. Vai, de capul meu.
car product, but this is cosmetic for the leather. Bă, eu tot timpul am zis asta, că asta e diferența, frate, când îți cumperi o mașină de la mama ei nouă. Asta plătești, frate, experiența asta, cum i-o dat cu toate gelurile alea, cu toate din alea de îngrijire. N-ai, frate, este... Leather conditioner, car fragrance. Ok, I'm not gonna unbox everything here because it's not polite, but I'm pretty impressed. Thank you very much. Wow, bă, Jonuțule, avem de toate aici. Thank you very much. Avem de toate, bă, fraților. Wow. Extraordinar. Stai așa, Jonuțule, să o închidem frumos la loc acum, că dacă ne-a lăsat domnul, putem să ne curățăm și noi de engleza de la guriță. Uite cât de cool e, mă. Bă, du-te, bă, de aici. Nu știu dacă am legat-o bine, dar o leagă ei la loc. Vai, cum arată. Stai așa, mănușelele, să le punem la loc, Jonuțule. Și astea? Avem surprises. More surprises. Ai văzut cum le-a văzut fratele tău pe românește? Și astea? Chiar a fost așa? Bună nevastă, mi-a plăcut. This is gonna go in my garage. Do you know I have a Lamborghini garage designed especially for this car? I can show it to you right now. I made my whole garage Lamborghini. It's with Lamborghini ceramics, Lamborghini table. I'm gonna show it to you right now, okay? Okay, great. Jonuțule, ce să mai... Deci uitați-vă cum are fratele vostru până și ghiozdan Lamborghini. Să înțeverească Jacksana și checkers. We're gonna go to the Lamborghini store from here, no? Yes. Because I wanna buy stuff. Vom cumpăra, frații mei, să înțeverească Jacksaneta. Revenim. Îți dai seama că pleci de la fabrică cu niște lăzi așa și îți dai seama și zici, o treaba, câți bani am cheltuit aici? Dar eu sunt sigur că îți dai seama după ce pleci. Fast car, but also fast pictures. Oh, ia, ce tare, din timpul producției. Wow, look at this one, look at my face. Look at ce tare, din acum. Lamborghini showroom. Wow, this is super cool. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ce să mă mai zic, mă? E o nebunie. It is awesome. You are awesome. I'm not gonna forget you. And hopefully we're gonna meet once 2 years or 3 years. Maximum 3 years, okay? Okay. Thank you very much. I'm gonna work my ass off for this. Thank you. Ce să vă mai zic, mă, fraților? Emoție mai mare decât eu ținând în mână acest tablou. Nu cred că există. Iar ăsta știu exact unde o să meargă. Pentru că n-aveam cu ce să umplu spațiul dintre geamurile alea două. Unde mă gândeam că pun sticker cu cheluțul, cu meluțul, cu peluțul. Nu, frate. Ăsta care îmi face, uitați-vă și voi, cum îmi face pielea de găină. Bravo, bă, Dorian, ești tare. Să stea direct acolo. Iar eu nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am șansa să trăiesc aceste momente și pentru că le împart cu voi și pentru că știu că foarte mulți dintre voi înțeleg dincolo de cuvinte și simt emoția și înțeleg orele de muncă din spate acestor trăiri. Exact, vezi doar vârful icebergului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Vă bravo, mulțumesc, Dorian. Și vouă. Și până una alta, nu uitați să subscribe-uri, apă, să plinesc cu superul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie din lume, noi suntem aici și vreau face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Genial, genial. Bă, chiar mă bucură foarte tare. Te invit să lași în comentarii tu ce părere ai despre oportunitatea pe care Dorian ne-a oferit-o să ne putem bucura de experiența lui de achiziția primului Lambo. După cum am zis, cred că este primul influencer care reușește și atinge targetul ăsta de a-și cumpăra un supercar nou. Jos pălăria, Doriane, mă înclin. Lovește cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcția corectă. Subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!